Mare atenție la firma pe care o alegeți să monteze. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit din nou la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi vă voi vorbi despre factorii de care trebuie să țineți cont când doriți să vă montați un aparat de aer condiționat. Și în primul rând, ar trebui să țineți cont că dacă doriți să vă montați un singur aparat în tot apartamentul de o putere mai mare, câteodată nu este cea mai bună variantă. Deoarece dacă punem acest aparat într-un hol de dimensiuni reduse, care are o suprafață redusă, acest aparat nu va putea răci uniform restul încăperilor, dormitoarele și livingul. De asemenea, aparatul se va opri în momentul în care acea încăpere mică, holul, se va răci. Indicat ar fi să montați câte o unitate interioară în fiecare încăpere. Gândiți-vă că avem radiatoare în fiecare încăpere și nu avem un singur radiator în hol sau un mare ventiloconvector într-un hol care să încălzească tot apartamentul. Așa este și cu aerul condiționat. E indicat să vă montați unități interioare în fiecare încăpere sau puteți monta o singură unitate exterioară conectată la mai multe unități interioare, adică un aparat multi-split. De asemenea, la alegerea aparatului va trebui să ținem cont de suprafața încăperii pe care doriți să o răcească, de suprafața vitrată, adică fereastra pe care o aveți în încăperea respectivă. Cu cât este mai mare suprafața vitrată, cu atât acea încăpere va primi mai multă căldură de la soare și va avea nevoie de o capacitate de răcire mai mare. De asemenea, dacă apartamentul este la ultimul etaj, va primi mai multă căldură vara, deci trebuie să crească capacitatea de răcire. Un alt factor extrem de important este, bineînțeles, gradul de izolare a locuinței. Cu cât izolarea locuinței este mai bine făcută, cu atât veți avea nevoie de o capacitate mai mică de răcire. Bineînțeles, trebuie să țineți cont de echipamentele pe care le aveți, electrocasnicele pe care le aveți în încăperea respectivă, pentru că și ele cedează căldură. Trebuie să țineți cont de câte persoane sunt în acea locuință, deoarece și oamenii cedează căldură. Ar trebui să vă orientați spre un aparat care să aibă Wi-Fi, ca să-l puteți controla din telefon. E foarte important ca montajul să se facă de o firmă autorizată de furnizorul, distribuitorul aparatelor, deoarece în cazul defecțiunii nu veți beneficia de garanție. Mare atenție la firma pe care o alegeți să monteze. Este normal că dacă o firmă are notorietate mai mare, are o structură de personal mai mare, firma respectivă va fi mai promptă în intervenția ulterioară pentru reparația aparatului în cazul în care veți avea defecțiuni. Aparatul din acest video a fost un Vortex pe care și l-a achiziționat clientul. Noi nu vindem Vortex pentru că nu rezonăm prea tare cu acest brand. Însă l-am montat, am prestat manopera, totul s-a terminat cu bine. Așa e, Sebastian? Da. Până data viitoare, like, share și subscribe.